condițiilor climaterice care au avut loc pe data de 14. Au fost vânt puternic, ploaie puternică, au fost tornade care într-adevăr nu au mai fost în ultimii 10 ani. A fost un caz de forță majoră. Nimeni nu putea fi protejat de așa ceva. Acum colegul nostru îi se spune așa, n-a fost neglijență în serviciu. Nu poate fi așa ceva, oameni buni. Ce fel de neglijență în serviciu când el a lucrat în ajun pe Bulevardul Ștefan cel Mare până la 12 de noapte, lichidând arbori avariați. Și iată, acum el este reținut pentru 72 de ore, nu se știe dacă nu o să-i mai fie prelungită perioada de arest. De aceea, noi am făcut o scrisoare de protest către Procuratura Municipiului Chișinău, prin care semnăm cu toții și cerem în regim de urgență să fie eliberat. În caz dacă dumnealui nu este eliberat, noi ne asumăm responsabilități și trecem la grevă pasivă, apoi la grevă activă. Am mai spus-o. Greva la început nu o să fie observată de către cetățenii noștri. Dacă am fi medici, imediat s-ar observa, nu se fac operații. Dacă am fi brutari, nu scoaci până lumea n-are ce mânca. Dar într-o săptămână, două săptămâni, vă garantăm un oraș plin de gunoaie și mizerie. Florării neîngrijite, copaci răsturnați și așa mai departe. Noi, în situația când avem o finanțare extrem de mică, în condiții, într-adevăr, foarte, foarte drastice, muncim de dimineață până seara. Și pentru asta să ne fie arestat colegul?